sunt copii de câteva luni care au fost răpiți, deci răpite câteva sute de persoane, au murit 1.400 de oameni și asta într-un interval de câteva ore, practic. Situația lui Israel a trecut și în această perioadă trece în continuare prin unul din cele mai grele momente din istoria sa, când însă și existența statului aproape că ajunge să fie pusă sub semnul întrebării. Știm că Hamasul au ca leitmotiv ei să ajungă de la râu și până la mare. De la râu până la mare se referă de la Iordan până la mare. Practic, Israelul să fie ras de pe fața Pământului. Nu concept acolo să existe evrei în acea zonă. Din păcate, este foarte greu de negociat cu această populație, dar acum apare un mic raz de speranță faptul că s-a putut totuși discuta cu ei sub presiunile și a statelor, state arabe, cu siguranță, ca să se poată discuta cu ei să înceapă această eliberare de ostatești. Ne rugăm la Dumnezeu, sperăm că acest lucru se continue, să se finalizeze cât mai curând, pentru că este, repet, unul din episoadele cele mai negre din istoria poporului nostru. N-aș vrea să vă întristez, ca să... Încă o dată vreau să felicit pe autorii acestor filme și ca să continui în nota în care a început Andreea cu vicitoarele, faptul că eram cu actuala mea soție, eram studenți, încă nu eram prieteni și o ghicitoare ne-a ghicit. Ne vom căsători și vom avea trei copii. Deci,